Rabani, atunci când a ucis o fetiță de 3 ani, a fost lovită și omorâtă pe trecerea de pietoni de un șofer de autobuz. Totul sub ochii mamei. Martorii spun că șoferul, deși se apropia de trecerea de pietoni, nu a încetinit. Îl interesa doar să numere banii încasați. A trecut pe trecerea de pieton ținută strâns de mână de propria mamă. Teoretic ar fi trebuit să fie în siguranță. Un șofer inconștient însă le-a spulberat într-o intersecție din Năvodari. Își număra banii în loc să fie atent la trafic. Le-a lovit în plin. Când s-a dezmeticit, mama și-a văzut copila sub roțile mașinii. Cu ultimele puteri a chemat ambulanța. Nu s-a gândit nicio clipă că fiica ei își trăia ultimele secunde. A sperat într-o salvare. E colega mea și se ocupă. Să vină Smurdu, să vină București. L-am găsit în stop cardiorespirator, fără răspuns la manevrele de resuscitare efectuate. Copila s-a stins în brațele medicilor. Tot acolo a ajuns și mama. Răpusă de durere, femeia a avut nevoie de îngrijire. Hai puțin să dăm atenție. Șoferul vinovat a ajuns la poliție. Este acuzat de ucidere din culpă.